Montserrat, de Emanuel Robles. Traducere și adaptare radiofonică după piesa cu același nume de Paul B. Marian. Venezuela 1800. Pe pământul acestei țări, puterea seculară a Spaniei își înfipsese adânc rădăcinile. Locuitorii ei trăiau de peste 300 de ani lipsiți de drepturile cele mai elementare, viața lor rezumându-se la aceste simple cuvinte: a mânca, a dormi, a se ruga. Trei verbe conjugate la toate timpurile. ...1812. Don Francisco Miranda luptă ca să sfarme lanțurile miilor de victime care gem în închisori, să răzbune morții, să redea libertate oprimaților, libertate patriei sale. Iulie. După câteva victorii strălucite, Miranda este înfrânt și luat prizonier de către generalul spaniol Domenico Monteverde. Simon Bolivar, locotenentul lui Miranda, bolnav și copleșit de tristețe, a reușit să fugă. Ascuns de către patrioți, el a izbutit să scape de urmăritorii săi. În ceasurile acestea tragice, care amenință cauza independenței Venezuelei, el a rămas singura ei speranță. Și aceasta o știu spaniolii. De aceea, represiunea lor este îngrozitoare. Arestările se țin lanț. Patrioții sunt aruncați în temniți, copii, bătrâni, femei, smulși din locuințele lor de către sălbaticii soldați ai lui Monteverde, sate întregi sunt prefăcute în scrum, străzile orașelor cucerite sunt pavate cu mormane de cadavre. La Valencia, la cartierul general al lui Monteverde. În sala de gardă a capitaniei generale, ofițerii spanioli discută cu aprindere fuga lui Bolivar. Ah, iar și-a scăpat! Cred că e o trădare la mijloc. A fost înștiințat la timp pe limpede. Mi-e foarte greu să cred într-o coincidență atât de miraculoasă. Sigur, Zoazola, nici nu poate fi vorba de o coincidență. A fost înștiințat! Orice s-ar spune seara la masă, Izquierdo a fost prea încrezător, dezvăluindu-și planurile de față cu toți oaspeții generalului. Da. A fost o nesocotință nemaipomenită. Izquierdo e nebun de furie. Dar vina e a lui. E pentru a doua oară când crede că a dat de urma acestui Bolivar, că e aproape gata să-l prindă și totuși acesta îi scapă printre degete. Da. Aici Izquierdo ar trebui să fie mai prevăzător. Un fapt rămâne în picioare. Chiar în noaptea asta, Bolivar a fost înștiințat acolo, în casa unde se ascunsese, că Izquierdo va veni în revărsatul zorilor să-l prindă. Și el n-a putut fi înștiințat decât de unul din oaspeții de ieri seară. Așadar, în statul nostru major, există un trădător. Și eu încep să cred că e așa. Oricum ar fi, dacă Bolivar izbutește să treacă prin liniile noastre și să ajungă la partizanii lui, o să-i regrupeze foarte repede. Da, atunci o să înceapă iarăși războiul. Și jur pe Sfântul Juan, îmi place mai mult să lupt decât să crăp de plictiseală în țara asta unde nu vezi nicio fată drăguță. Nu, nicio fată. Exagerezi, Antonanzas. Nicio fată drăguță. Hei, la Sikiseke, după ce am cucerit orașul, batalionul meu n-a lăsat în viață decât 19 locuitori, 19 femei. Tinere, bineînțeles. N-am respectat ordinele generalului care poruncise să fie omorâți până și pruncii. Dar am păstrat pentru noi pe cele frumoase. Ei, se
pot să vă jur că printre ele erau câteva divine. Da, da, desigur, se poate găsi câte ceva. Aceea pe care am păstrat-o pentru mine avea 16 ani. Minunată, vadă. Avea niște sâni micuți care trăseau într-una ca doi porumbei. Plângeam cetișor ori de câte ori făceam dragoste cu dânsa. Ia mai tai singur, Morales. Ai păstrat-o pentru tine, Morales. Nu, nu, nu prea multă vreme. După lupta de la Barquisimeto am dat-o la 5 oameni de-ai mei, ca să îți plătesc pentru purtarea lor frumoasă. N-aveam nimic mai bun la îndemână. Păcat. E, așa-i, păcat. Păcat. Dar nu era decât o india. Da, da, toate bune. Dar cu asta nu aflăm mare lucru despre fuga uluitoare a lui Bolivar. Și art de nerăbdare să știu cum s-au petrecut lucrurile. Ai răbdare, Antonanzas. Izquierdo o să ne lămurească. L-am zărit chiar adineauri. O să treacă cu siguranță pe aici ca să-și prezinte raportul excelenței sale. Trebuie să turbeze de mânie. O să-l vedeți îndată. Un uragan, un ciclon, nu alta. Nu e omul care să uite o înfrângere. Nu, da? Și nu cred că o să vierte vreodată pe acela care l-a tras pe sfoara azi dimineață, înștiințându-l pe Bolivar. Pare un tâmpit care ar putea să se îndoșeze și să ierte? Hai! Niciodată! De fapt, înfrângerea mea de azi dimineață vă încântă. Da, vechi camarazi de arme, în sfârșit. Expediția asta te-a obosit, Izquierdo. Nu-i nevoie să mă compatimești, Antonanzas. Ai înțeles? Mă duc să-mi prezint raportul excelenței sale. Generalul nu știe încă. Am să-i comunic două surprize. Cum? Prima, vestea înfrângerii mele. A doua, numele omului care m-a tras pe sfoară. Cum spuneai atât de bine chiar tu, Morales, mai adineauri. Cine-i? Se poate ști? Un spaniol, un ofițer de stat major? În zori am ajuns lângă ferma, unde, după cum spuneau iscoadele noastre, se refugiase Bolivar bolnav. Am pus în conjoare toate clădirile. Oamenii mei au scotocit pretutindeni. Dispăruse! Toți erau la fel de furioși ca și mine. Au masacrat totul, au incendiat totul. Când focul a cuprins habarele, un negru a zbugit-o afară, era aproape nebun de frică, se ascunsese sub paie. Când a văzut celelalte trupuri în mijlocul curții, n-a trebuit să ne obosim prea mult ca să-l facem să spună tot ce știa. Și v-a spus ceva interesant? Bolivar a fost înștiințat în timpul nopții! Avea o febră cumplită. Au trebuit să-l urce pe cal și să-l lege deșa. L-am întrebat pe negru încotro a pornit să se ascundă. El însă nu știa nimic, așa că am poruncit să-l spânzure. Dar firește, chiar dacă ar fi știut, tot ar fi pus să-l spânzure. Ți-a dat semnalmentele necunoscutului? Le cunosc. E un spaniol? Morales, n-ai vrea să nu mă mai tulbur cu întrebările astea? Îl cunoști, așa că o să-ți fie ușor să pui mâna pe dânsul și să-l faci să vorbească. Bolivar n-a putut să ajungă prea departe. Cu siguranță că va rămâne ascuns pe undeva în timpul zilei, iar noaptea își va continua fuga. Am trimis mai multe patrule de cavaleriști pe cele două drumuri pe care le-ar putea urma. De ce două drumuri? În noaptea aceasta, Bolivar vor să îndreaptă spre Puebla. Își întâlnește partizani și caută să-i regrupeze pentru a se năpusti apoi asupra noastră? Sau coboară spre coastă și se îmbarcă pentru Curaçao, ca să regăsească acolo pe scumpii lui prieteni englezi, să-și vindece boala și să uite poate pe baimuțoiul lui de soldați, împreună cu toate planurile lui nebunești. Crezi că e atât de tulburat, atât de descurajat încât să renunțe? Nu cred nimic! Nu are decât două soluții, Puebla sau Curaçao, vestul sau coasta. Mă duc la general, cred că a venit. O clipă numai, Izquierdo. Cu toate astea, Bolivar ar putea totuși să scape? Nu. Înainte de a nopta, înainte de a fi pornit din nou la drum, am să știu unde se ascunde. Așa cum am aflat cine l-a scăpat azi dimineață. Mă duc la general. Da, hai să, hai să mergem și hai. Pe cine îl bănuiești tu, Morales? Luați-o voi înainte, că mă ajung și eu îndată. Da, da, hai să mergem. Machado! Domnule colonel? Tu rămâi de pază aici? Da, domnule colonel. Dacă vezi pe locotenentul Montserrat, să-i spui să nu părăsească deloc căpitania până nu mă întorc eu. Am înțeles, să trăiți, domnule colonel. Să trăiți, domnule locotenent. Vă rog să mă iertați, părinte, dar domnul colonel Izquierdo mi-a ordonat să transmit domnului locotenent Montserrat. Ce anume, Machado? Să nu părăsiți căpitania până nu se întoarce dânsul. Prea bine, Machado. Ce spuneați, părinte coronil?
că mă neliniștește atitudinea ta din ultimele zile. Pe urmă, spui niște vorbe care, dacă ar fi repetate excelenții sale, ți-ar atrage mânia și disprețul lui. Nu mai izbutesc să mă stăpânesc. De când sunt aici, mă năbuș. Dumneavoastră, părinte, nu sunteți deloc revoltat de persecuțiile, masacrele, jafurile, silniciile acestea. Dumneavoastră, care ați aprobat răscoala întregului nostru popor împotriva mercenarilor lui Bonaparte, cum puteți, dumneavoastră, să condamnați pe acești oameni care în propria lor țară vor să lupte ca să fie liberi și să trăiască omenește? Fiule, ar fi timpul să pleci la Cadiz. Pentru tine, ca și pentru noi, e primejdios să mai rămâi aici. Altfel va trebui să lupți pentru o cauză pe care noi o socotim dreaptă, dar pe care tu o dezaprobi. Corabia care a făcut escală luna trecută la Puerto Caballo o să se oprească din nou la San Miguel. Am să cer excelenței sale să-ți înlesnească îmbarcarea. Vei fi însărcinat cu o misiune pe lângă Consiliul Regenții. Excelența sa nu se va împotrivi plecării tale. Mă gândeam, părinte, că veți înțelege sentimentele față de acest popor înspăimântător de sărac și care n-a trăit până acum decât în nenorocire. Nu pot să am nicio milă pentru aceste făpturi care se încăpățânează să-și ridice din nou idolii lor și să li se închine în taină. Indienii aceștia sunt stăpâniți de diavol, însuflețiți de suflarea lui. De aceea, cât sunt în viață, ei își bat joc de slava celui de sus. Părinte, aprobați deci masacrele de la Campilio, Sikiseke, Santanoro, Tolulao? Măreția lui Dumnezeu are într-adevăr nevoie de măcelurile și distrugerile acestea? Copile, copile, cum te nu înțelegi că în aceste măceluri, în aceste incendii, este lovit, ars, vlăguit însuși spiritul necuratului? De ce să-i compătimești pe acești nenorociți când prin ei este lovit și ucis diavolul? Da, am să plec. Am să mă îmbarc pe prima corabie. Și eu doresc acest lucru. Căci glasul acestui Simon Bolivar nu este însuși glasul, glosul viclean al diavolului. Simon Bolivar. Așadar, așteaptă-mă. Mă întorc imediat ce voi obține de la excelența sa ordinul tău de plecare. Vreți să fiți primiți de excelența sa, părinte? Da. În clipa asta, Izquierdo prezintă excelenții sale raportul despre întâmplarea de azi dimineață. Întâmplarea de azi dimineață? Despre ce întâmplare vrei să vorbești, Zoazola? Cum? N-ați aflat deci de înfrângerea lui Izquierdo, care s-a lăudat prea mult că o să-l prindă pe Bolivar? Nu știam nimic. Nu știați? Izquierdo, informat de iscoanele lui, cunoștea ascunzătoarea banditului. Sosește numai decât cu oamenii lui și răscolește toată casa, dar nimic. Bolivar, înștiințat la timp, cu toate că era bolnav și scuturat de febră, o și ștersese. Se pare că soldații au făcut un măcel de pomină. Măcel. Toată familia, slugile. După marșul acela forțat, absolut fără niciun rost, oamenii noștri erau furioși. Închipuiți-vă că una din fete a preferat să-și taie gâtul cu un ciop de oglindă decât să se lase bajocorită de o întreagă companie de infanteriști de-ai rege. Destul! Da, am obținut din partea excelenței sale că... bună ziua, părinte! Bună ziua, monsera! Bună ziua, colonele! Ce ai obținut? Că vreau câteva detașamente să patruleze fără încetare în regiunea de la Luna Paredo până la Santa Monica. Bolivar are două posibilități. Sau să ajungă la Puebla ca să ia comanda răsculaselor, sau să se retragă la Curaçao, la prietenii lui englez. De ce s-a retrage? E tare bolnav și tare dezamăgit după înfrângerea de la Miranda. Cunoașteți planurile acestui Bolivar? Mm. Azi dimineața am găsit un document uitat de el. E proiectul unei constituții republicane, cu un președinte, un senat și alipirea noii grenade la Venezuela, sub numele de Columbia, ca un omagiu adus descoperitorului ei. Și ferește toate astea. Astea, după ce ultimul spaniol va fi aruncat în mare. Dragă Monsera, crezi tu că acest general revoluționar ar putea să treacă la englezi și să renunțe de a ne suprima pe toți? Nu cred. Minunat. Iată o părere întemeiată. Creolul cel mândru o să stăruie în visul său de a elibera această adunătură de indieni, de negri și de corciturile lor. Totuși, informațiile mele sunt bune. Bolivar se gândește să renunțe la toate și să se retragă la englezi. Cum numești dumneata aceasta, Monsera?
Dezertare. Spui dezertare, dar gândești la citate. Acesta-i cuvântul pe care voiai să-l rostești, nu? Întocmai. Dar vino, Zazola, vino. Da. Nu vreau să-l las pe Marele Bolivar chinuit de această alternativă. O să-l prindem și totul va lua sfârșit. Dar ar putea să fugă chiar în noaptea asta și... Nu! Nu. Sunt sigur că am să-l prind înainte de a se nota. Camarazii noștri trebuie răzbunați. Vă amintiți de cei 23 de soldați ai noștri prinși de rebeli și care au fost spânzurați de fălci în cârlige de măcelărie, fiind încă vii? Și Simon Bolivar e puțin răspunzător pentru aceste crime și pentru atâtea altele săvârșite de partizanii săi. Cum a putut Bolivar să scape azi dimineață? Cine a putut să-i dea de știre? Părinte, aseară la masă excelenței sale, când am prezentat planul meu de capturare a lui Bolivar înainte de zorii zilei, așa, eram de față 9 ofițeri, numai 9. La această masă, afară de general și de mine, au mai fost cei 3 comandați de corp, de 5. Apoi Zazola, Antonanza și Morales. Răspunde ei ca de mine însumi. Spune mai departe, Izquierdo. Eu eram al 9-lea. Da. Răspunzi de asemenea și pentru mine? Nu! Cum, Izquierdo, dumneata? Lăsați! Ieri seară, înconjurat de camarazi siguri, prezentam excelenții sale rapoartele iscoadelor mele, descoperirea de postului unde se ascundea Bolivar bolnav, planul prinderii lui, pe care îl prevăzusem pentru azi dimineață. 2 ore mai târziu, acela care cerea un cal pentru o misiune urgentă, grăjdarul îi dătu următorul sfat. Ar trebui... Să așteptați ca să răsară luna. Cu toată bezna nopții, el a putut să se îndrepte și să ajungă la ferma unde Bolivar a iurat din pricina febrii. Bolnavul a fost urcat pe o iapă neagră. Dar era atât de slab, încât a trebuit să fie legat de șa. Când a sosit trupa noastră, soldații au răscolit degeaba prin toate cotloanele. Plin de ciudă și furioși, au masacrat pe toți locuitorii. Și ca să nu fie batjocorită de soldați, o fată și-a tăiat gâtul cu un ciob de oglindă. Dar înainte de a-l spânzura, am putut să chestionăm pe rândașul care a înșeuat iapa neagră a fugarului. Și el ne-a spus ce chip nobil și ce ținută elegantă avea tovarășului Bolivar. Părinte, părinte, vă previn că degeaba vă duceți la excelența sa să cerșiți iertarea vinovatului. Nu vreau să cerșesc iertarea nimănui. Mă duc în capelă să mă rog până ce o să veniți să mă căutați ca să asist pe condamnat. Timpul trece. De teama patrulilor, Bolivar va sta ascuns până la noapte. Apoi va încerca să scape pentru totdeauna din mâinile noastre. E trecut de 3. Peste o oră pornim să-l prindem. Morales! Da? Ia 10 oameni cu tine și coboară în piață. Primele 6 persoane pe care le întâlnești, le arestezi și le aduci aici. Primele 6 persoane? Fă ce spun! Bine, am înțeles. Te plâng, Monsera. Știu că ești curajos, știu. Dar de asta dată vei avea nevoie de foarte mult curaj. Nu mi-e teamă de nimic. Cine știe? Cine știe? Aș putea pune să te tortureze până vei muri. Dar n-ai să vorbești. Te cunosc eu. Și dacă ai muri schingiuit, pe Dumnezeul meu, șansa de a-l prinde pe Bolivar s-ar spulbera odată cu ultima ta suflare. Excelența sa mi-a lăsat libera alegere a oricăror mișloace pentru a te face să-mi destăinui noua ascunzătoare a prietenului tău. De vreme ce știi că n-am să vorbesc, ce mai aștepți ca să mă împuști? Aici să vorbești. Hai să vorbești. Ascultă-mă. 6 persoane or să fie închise împreună cu tine în sala asta. Oameni ridicați la întâmplare de pe stradă. Nevinovați, Monsera. Bărbați și femei din poporul acesta pe care tu îl iubești mai mult decât îți iubești drapelul. Peste o oră, dacă n-ai să destăinuiești locul unde se ascunde Bolivar, ei vor fi împușcați. Izquierdo?
E neomenos. Ce importă dacă e folositor? Cer audiență generală. Nu pot obține! Îți dau timp de o oră. După această oră, dacă te încăpăținezi, ei vor fi împușcați dincolo de zidul acesta. Alege între moartea lui Bolivar, rebel și trădător, și aceea celor 6 nevinovați. Ești o fiară spurcată. Atunci, la Gomara, în ziua când ai poruncit ca toți prizonierii să fie îngropați de vii, ar fi trebuit să-ți drobesc capul. Astăzi ar fi mai puțin ușor. Te urăsc! Vreau să-l văd pe general. Excelența sa va ordona să fiu împușcat pentru că am trădat. Pentru că am preferat credinței față de rege, cauza oamenilor pe care noi îi asuprim. Primesc să mor ca trădător. În tabăra aceasta sunt un trădător. Și asta pentru că sunt un om. Pentru că am sentimente omenești. Pentru că nu sunt o mașină de ucis ființe nevinovate. O mașină oarbă și crudă. Excelența sa mi-a poruncit să te fac să mărturisești adăpostul lui Bolivar. Prin orice mijloc. Nu vreau să știu dacă oamenii care vor fi aduși aici sunt pentru sau împotriva noastră. Dacă ne iubesc sau nu. Lucrul de căpetenie este să fie nevinovați. Poate că printre ei vor fi supuși credincioși ai regelui. Cu atât mai bine. Aici nu există decât un singur vinovat. Tu! Vinovat pentru că ai înlesnit fuga unui comandant rebel. Prețul e acesta. Schimb pe schimb. Nu. Viața 6 nevinovați pentru viața unui trădător. Nu pot. Nu pot. Ce te oprești? Onoare poate ai? Dacă ar fi vorba doar de onoarea mea. Atunci ce anume? Iată-i pe primii doi, Monsera. Îți închipui poate că n-am să merg până la capăt? Că nu-i vorba decât de o mică comedie? Nu mă cunoști unde ajuns. Dar e peste putință. Asta nu se poate. Am fost arestați. Ei, și? N-am făcut nimic. Treceam prin piață. Știu. Am putea ști despre ce-i vorba, ce vreți de la noi. Hai să vezi. Da. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, eu sunt așteptat. De cine? La casă, la mine, de nevastă mea. Ei bine, nevastă ta o să te aștepte. Doar nu poți să stai toată ziulica avărâtă în fustele ei, nu? Pe Sfântul Juan o să scoată până și măduva din tine. Un mic răgaz nu strică. Mai prind ceva puteri, nu? Ești demnul căsătorii? De un an. Înțeleg. De fapt, cine ești tu? Salas Ina, negustor, în piața regală. În piață? Așa, e vin sesături lână, nu-i așa? Da. În piață, adevărat, un negustor bogat, afacere mare și o nevastă frumoasă, după cât mi s-a spus. Da, e foarte admirată duminică dimineață când iese de la catedrală. O talie, niște umeri și niște ochi. Și ia seama bine că eu n-am văzut-o niciodată. Nu mă duc decât rare la catedrală, dar am aflat de la unii din ofițerii mei mai tineri. Ia spune-mi, nevastă ta, e chiar atât de frumoasă? Da. Și o iubești mult de tot? Da. O iubești mai mult decât însăși viața ta? Răspunde. Da. Minunat, așa înțeleg și eu, dragostea. Încă o întrebare. La cât crezi că se ridică averea ta? Doar n-ai numai acest mare magazin din piață. Îți merge numele că ești un om foarte bogat. Vorbește. Am două case. Două case? Da. Și desigur că nu niște cocioabe, case de locuit mari, frumoase, nu-i așa? Dar mai ai și cirezi de vite. Cu siguranță că ai și cirezi de vite. Nu mi-ascunde nimic, altfel o să te căiești. Spune-mi. Am 1200 de capete de vite. Pe Dumnezeul meu, tu ești mult mai bogat decât te credeam. Să rezumăm. Avere frumoasă, nevastă frumoasă. Care va să zică, ești un om fericit. Răspunde-mi, ești într-adevăr un om fericit? Da. Nu așa. Spune-mi, eu sunt un om fericit. Eu sunt un om fericit. Minunat. Ai auzit, Monsera? Iată un om fericit, ba chiar copleșit de fericire, dragoste, bogăție. Viața i-a dăruit cele mai frumoase roade și cele mai frumoase flori. Și el dorește ca toate acestea să dăinuie, nu-i așa? Ai să-ți aduci aminte, Monseran. Bine. Dar tu cine ești? Un om sărac, nici flori, nici roade. Asta se vede cât de colo. Eu sunt Luhan. Arnold Luhan. Olaru. Olar? Un olar.
Morales s-a apucat acum să aresteze un ola. Da, e renumitul Luhan, îl recunosc. Cum, Antonanza, tu cunoști pe bădăranul ăsta? El este acela care lucrează ulcioare în formă de animale. Ulcioare care imită glasul animalului pe care îl reprezintă. Foarte, foarte interesant. Ia explică-mi asta. Cum faci? Adevărat, am văzut unul din ulcioarele tale. Înfățișa o pisică. Când îl deșertai, miurlăia ca un motan adevărat. Uluitor, uluitor. Am trăit multă vreme în Peru. De acolo mi-e și familia. Am venit aici acum câteva luni cu o caravană. Acasă la mine am învățat tainele vechilor olari indieni. Caut chiar să le îmbunătățesc. Cum asta, să le îmbunătățești? Da, am izbutit să lucrez altfel tuburile de apă dinăuntru ulcioarelor. Aș vrea să imit nu strigătele animalelor, ci glasul omenesc. Glasul omenesc? Da, să fac să vorbească ulcioarele, care firește vor înfățișa capete de oameni. Firește, firește. Și ai obținut ceva rezultate? De fapt, prea puține. Am izbutit să fac din lut ars un cap de om care plânge. Când torne apa, atunci curg lacrimi din colțul ochilor. Și totodată se aude un plânset, un fel de vaiet. Asta mi se pare ceva cu totul deosebit. Vechii indieni din Peru știau să facă ulcioare plângătoare. Aș vrea și eu să văd așa ceva. Locuiesc în apropiere, domnule ofițer. Taci, taci, așteaptă puțin. Izghiardo! Am adus și restul de 4 oameni pe care mi-ai poruncit să-i arestezi. Bine, Morales. Domnule ofițer, soldații ăștia ne-au arestat. Nu știu ce-au făcut ceilalți, dar eu n-am făcut nimic. Nu știu de ce am fost adus aici. Dar nici eu. Treceam pe stradă, domnule ofițer. Mă duceam să cumpăr pâine. Am lăsat pe cei doi copii ai mei singuri. Cel mai mic are 10 luni și aproape timpul să-i dau să sugă. Celălalt are 2 ani. Acum adorm. Am să fiu multă vreme reținută, domnule. Monserrat. Răspunde tu! Nu spui nimic? Domnule ofițer, noi n-am făcut nimic. De ce suntem învinuiți? Despre ce-i vorba? Treceam tocmai pe stradă, mă înapoiam acasă. Vin de la prietenul meu, Rai, muzician. Se poate cerceta. Îl auzi, Monserrat, n-a făcut nimic. Niciunul din ei n-a făcut nimic. Niște nevinovați. Izquierdo, îl vezi pe ăsta? Da. Ăsta-i marele actor Juan Salcedo. Așa? El? Nu recunoșteam. Ești într-adevăr Juan Salcedo? Da, domnule ofițer. Juan Salcedo Alvarez. Ai venit acum 6 luni la Cadiz cu trupa de actori al Teatrului Regal din Sevilla. Da, chiar așa, domnule ofițer. Da, te-am văzut jucând o dramă pe bordul vasului Infanta Isabela, în rada portului Gaira. Da, într-adevăr, domnule ofițer. Am jucat Ascasio, o tragedie modernă în proză. O operă foarte puternă. Da. Da, în sfârșit, piesa avea unele exagerări, pe alocuri nițică pălăvrăgeală. Și actul al doilea mi s-a părut prea lung. Oricum, un spectacol plăcut. Era într-o noapte frumoasă de iunie, în mijlocul Radei, cu apa și cu cerul albastru. Reprezentația a avut loc pe puntea luminată de felinare. Tu erai Ascasio. Da, domnule ofițer. Da, te revăd. În sfârșit îl revăd pe Ascasio. Murea cu multă noblețe în ultimul act. Da, scena la piciorul eșafodului. Vă aminti? Asta era. Când se întorcea către călăii săi și nu mai vrea să-i urască. Ba, dimpotrivă, se străduiește să ierte în mod sincer. Da, dacă se poate rămâne curat sufletește. Să rămână demn de Dumnezeu. Da. Da. Salcedo, ce meserie frumoasă ai. De fiecare dată ești altul. Ești tu însuți, dar în același timp și un altul. Da. Tu treci mereu prin atâtea alte destine. Tu mori la sfârșitul spectacolului și pe urmă renaști odată cu iubirile, frământările sau durerile altuia. Mori de 100 de ori și învii de 100 da, de ori. Da. Ce uimitoare aventură mai e și viața unui actor. Tu ești Ascasio sau Rodrigo sau Don Juan sau Segismundo, fără să încetezi de a fi tu însuți. Da, e o meserie care te pasionează. Pasionant, într-adevăr, pasionant, așa e. E bine, Juan Salcedo Alvarez, astă seară am să-ți dau un rol neasemuit de mare, pe măsura genului tău. Astă seară ai să fii Juan Salcedo Alvarez. Mai târziu se va spune despre tine... A fost Sid, a fost Don Juan, a fost Segismundo, dar niciodată n-a fost mai reușit decât în propriul său personaj. Dar nu înțeleg.
Despre ce-i vorba? Dar răspunde pe acum, că ai să joci sau să trăiești. Tu știi prea bine că e același lucru, o dramă pe care am conceput-o eu. Îți amintești de Sigismund, în viața este un vis? Nu mai știa dacă trăiește când visează sau dacă visează când trăiește. Tu ai să te afli într-o situație aproape asemănătoare. Aș vrea să știu... Părinte, dați-mi voie să vă prezint pe marele actor Juan Salcedo. O să joace special pentru noi. Ce-i cu toată lumea aceasta? Ce-au făcut oamenii aceștia? N-am făcut nimic, părinte. Eu treceam pe stradă. Deodată soldații m-au înconjurat și m-au trăit aici. N-am făcut nimic. Vă jur că n-am făcut nimic. Poți să-mi explici, colonel? Știu că n-ați făcut nimic. Tocmai de aceea sunteți aici. Sunteți nevinovați. Vina voastră e că sunteți nevinovați. Și sunt încă îngăduitor când spun asta. Dacă aș tălmăci gândul profund al părintelui coronel, aș putea să vă învinovățesc de cea mai mare crimă. Aceea de a fi venit pe lume, nu-i așa, părinte? Nu înțeleg. Încercează jocul acesta, Schierdo, și vorbește odată. Ascultați-mă cu atenție! Voi toți care ați fost arestați, ofițerul acesta pe care îl vedeți aici, e un trădător. El știe unde se ascunde generalul Bolivar. Generalul Bolivar trebuie să fie arestat chiar astă seară. Omul ăsta știe unde se ascunde, dar nu vrea să-și trădeze prietenul. Voi trebuie să aflați de la el locul unde s-a depostit Bolivar. Bine, dar dacă nu vrea să vorbească? Nu ți-am mărturisit dumitale, atunci cum am putea noi să-l facem să vorbească? Și cine privește asta? E aproape 3:30. O să rămâneți închiși cu omul acesta timp de un ceas. Un ceas? Dacă într-un ceas nu destăinuie taina, veți fi împușcați. Toți 6. Viața lor atârnă de un singur cuvânt al omului acesta. Soldați, măi, păziți ușile. Izquierdo. Ce-i? Mă întorc peste un ceas. Vino, Morales. Vei și dumneata, părinte. Da. Părinte, părinte, nu ne părăsiți. Spuneți-i cu neputință. Fie vă milă, părinte. Dar nu vă părăsesc. Mă duc chiar acum să mă rog lui Dumnezeu pentru voi. Ne-au lăsat singuri. Trebuie să aflăm imediat unde se ascunde Bolivar. Altfel ne împușcă pe toți. Da, desigur. Spune-ne. Unde l-ai adăpostit pe Bolivar? Taci! De ce nu vrei să răspunzi? Hai, uită-te la mine! Timpul trece, am și pierdut câteva minute. Vorbește-ne! Spune-ne ce ai de gând să faci! Nu sta așa! Crezi că ofițerul să facă într-adevăr ce a spus? Te rog, răspunde-mi! E sigur că dacă nu spui nimic o să ne... se va ține de cuvânt? Da. E în stare de o astfel de crimă, răspunde! E în stare. El e acela care a îngropat de vii pe toți prizonierii după bătălia de la Gomara. Dar cine ești tu? Tu! Care ai adus asupra noastră nenorocirea. Tu ești spaniol? Da. Și l-ai ascuns pe Bolivar? Da. Dar de ce? De ce? Așadar tu ești un trădător. Îl trădezi pe rege. Faci cauză comună cu rebeli. Dar de ce? Pentru că sunt cu voi. Sunt cu voi împotriva lor mie, împotriva spaniolilor, împotriva supririlor, a silniciilor lor. Ce ne interesează pe noi că tu ești pentru sau împotriva spaniolilor? Nu-i lasă de aici, suntem amenințați. Noi vom fi omorâți. Vrem să știm ce ai de gând să faci. Ce ai de gând să faci? Spune-ne unde l-ai ascuns pe Bolivar. Eu nu vreau să mor. Nu vreau să mor așa. Eu n-am făcut nimic. Și sunt spaniol și n-am conspirat niciodată, niciodată! Am jucat în fața reginii în 1807. Am fost angajat la Teatrul Regal din Madrid până la sosirea francezilor. Am fost întotdeauna credincios majestății sale. Totdeauna am refuzat să joc pentru francezi. Ai de gând să vorbești? Da sau nu? Înțelegeți-mă! Ce-i de înțeles aici? Înțelegeți-mă! Ce-i de înțeles? Parcă noi n-am priceput ce a spus ofițerul. Sau îl predai pe Bolivar, sau toți 6 vom fi împușcați, nu-i așa? Eu am 5 copii. Cel mai mare împlinește abia 12 ani. Eu fac oalele și ulcioarele și tot eu le vând.
și de-abia izbutesc să-i cresc. Doar nu tu o să-i hrănești când eu n-am să mai fiu. Nu e așa? E adevărat. Toate acestea sunt adevărate. Fiecare din voi aveți adevărul vostru pe care îl apărați. Viața voastră. Și ce-i mai de preț decât viața? Dar de aici încolo, Bolivar e ultima, singura nădejde pentru toți venezuelienii ca să poată scăpa de spanioli. Dacă îl predau pe Bolivar, da? Nu-l predau numai pe el, înțelegeți? Ci libertatea, viața, viața mai multor milioane de oameni, înțelegeți? Suntem pierduți, nu-l va denunța! Bolivar e singurul comandant destoinic care poate purta războiul pentru independență împotriva spaniolilor. Care poate să creeze pe acest pământ o mare națiune de oameni liberi, înțelegeți? Aceasta înseamnă că refuzi să vorbești. Nu-i așa, că nu ești hotărât să lasă să ne împuște? Dar nu, o să vedeți că o să vorbească. Da, sau ba, ai de gând să ne mărturisești unde l-ai ascuns pe Bolivar? Înțelegeți-mă! Răspunde la întrebarea mea! Ceasul trece, colonelul se întoarcă. Răspunde! Răspunde sau te gâtui! Nu! Lasă-l! Lasă-l! O să răspundă! O să vedeți, o să răspundă! O să... Ascultați-mă! Amintiți-vă la Campilio. Generalul Rosete a poruncit să se ardă de vii toți prizonierii. La Barquisimeto, Morales a țintuit de uși pe toți pruncii din Leagăn. Dar Antonazas, care a pus să aresteze toate fetele ca să le violeze cavaleriștii lui, și Schierdo, atâtea grozăvii, atâta sălbăticie, nu vă revoltă? Nu sunt ele de ajuns să vă ridicați până la ultima jertfă împotriva acestor brute? Numai Bolivar poate înfăptui revoluția. Trebuie să fie salvat, înțelegeți? Trebuie, cu orice preț. Ascult! Nu pot să lași să fie omorâte 6 ființe ca să salvezi una singură. Înțelegeți-mă, nu-i vorba de viața 6 ființe pentru una singură. E vorba de libertatea, de viața a mii de oameni nenorociți. Atunci, tu n-ai să spui nimic? Nu știu. Nu mai știu. Aș voi să pot. Aș voi să mă înțeleg pe mine însumi. Să știu dacă am dreptate. Dacă nu mă înșel. Firește, firește. Gândește-te. Ești inteligent. O să-ți dai singur seama că încăpățânarea ta e nesăbuită. Că însuși târgul acesta e monstruos. Dacă alegi să-l salvezi pe Bolivar, ucizi 6 nevinovați. E nedrept. Să ucizi 6 nevinovați. Dar sunt milioane de nevinovați care speră în Bolivar. Am 2 copilași. Ascult, ascult. Poate că noi nu o să te putem îndupleca. Dar uită-te la femeia aceasta. Are 2 copilași. Da. Unul are abia 10 luni. Celălalt a împlinit tocmai 2 ani. E frumos dacă îți iubești prietenul. Dar și ea își iubește copilași. Ei trebuie să trăiască. Tu nu poți să-i lași să moară în timpul acesta. O să se trezească. Pablito, o să țipe de foame. Privește, sânii sunt plini de lapte și au început să mă doară. Dar copiii ei n-au făcut nimica. Și tu trebuie să te gândești aceasta. În ceasul acesta, mii de copii se nasc sclavi pe tot întinsul țării acesteia. Dar e un monstru, un asasin. De 100 de ori mai sălbatic, mai sângeros decât ceilalți spanioli. Trebuie să scap de aici. Nevastă mea mă așteaptă. Suntem căsătoriți de un an. Și-i prea puțin un an de fericire. Tu n-ai pe nimeni. Nici nevastă, nici copii, nici familie. Pe nimeni. Ție ți-e ușor să mor. Dar eu am 5 copii. Dacă ai avea 5 copii ca mine, 5 copii pe care trebuie să-i hrănești, să-i îmbraci, să-i aperi, ți-ar păsa prea puțin de milioanele tale de necunoscuți, care sunt destui de mari ca să se poată apăra singur. Dar însuși Bolivar, prietenul tău, dacă ar ști că viețile noastre, și mai mult decât viețile noastre, salvarea și fericirea celor pe care îi iubim, depinde de el, sunt sigur că s-ar preda. Bolivar nu mai are dreptul să se predea. Ce spui? Acum Bolivar nu mai poate hotărâ singur de soarta lui. Cum? El aparține în întregime cauzei pe care el însuși a deslănțuit-o cu prețul atâtor mii de morți. Oh, vedeți bine! Totul e zadarnic! O să-l plăznesc peste ochi! O să-i scot ochii! Stai!
Liniște-te! Nu mai strânge așa decât o să-l omor! Lasă-l să vorbească! La ce bun! Mai curând s-ar îndupleca un zid. Îi urăsc pe spanioli. Eu știu ce prețuiește Simón Bolívar. Dar ești sigur că o să ajungă la Puebla? Gândește-te bine! 6 vieți omenești și-ar fi de închip neîndoios ca preț al lor biruinți îndoielnice, câștigate de un bolnav, hăituit cu atâta înverșunare. M-am gândit bine, dar e ultima noastră șansă. Să mori, da, dar să mori așa. Destul, destul, timpul trece. Vezi bine că nu o să vorbească. Pe smintitul ăsta nu o să-l poată convinge sau nu pleca nimic. Taci din gură! Nimic! Și eu mai păstrez în minte țipetele celor răpuși la Sikiseke. Și eu simt disprețul spaniolilor, care mă apasă ca o mână de piatră, pretutinde, până și în casa mea. Dar mama mea e bătrână și singură. A plâns atât amar de vreme. E ultima șansă. Dacă se stinge, dacă Bolívar e prins sau nu izbutește, atunci pentru milioane și milioane de oameni, de la un capăt la altul al continentului, va fi bezna adâncă încă mult timp. Trebuie să salvăm această șansă. Trebuie. Eu unul l-am ales. Cred că am dreptate. Cred. Vreau să o cred. Destul! Destul! Toate astea n-au niciun rost. Da. Trebuie să facem ceva. Ascultă, domnule ofițer. Sunt bogat. Îți dau tot ce am. Cu averea mea ai să poți continua războiul. Bolívar poate să dispară, dar tu ai să poți continua. Am ferme, vite. Ai să poți înarma mulți oameni împotriva spaniolilor. O spun aceasta în fața martorilor. Primește, primește odată. Ai să fii bogat, ești tânăr. Ce-ți pasă de ceilalți? Ai să poți pleca în Europa? Spune că primești. Suntem cu toții martori, am auzit toți. El a făgăduit. Dacă primesc sau nu să-l predau pe Bolívar, da, spaniolii tot n-o să-mi dea vreodată drumul. Să-l ucidem! Să-l gătuim! Nu o să spune nimic, dar dacă o să fie mort, nu o să ne se poată cere nimic. Ajutați-mă! Trebuie să-l ucidem! Trebuie să-l ucidem! Să-l ucidem! Ai nu! Nu! Nu faceți asta! O să ne pedepsească! O să ne chinuie! Nu faceți asta! Nu! Nu l-am mărit! Se cere! Nu mișcă nimeni! Dolarule, dă-i drumul! La ce s-a întâmplat? Ce-s țipetele acestea? De ce nu răspundeți? Înțeleg. Ei bine, a vorbit? Ați reușit să aflați ceva? N-a vorbit încă, dar mai avem timp, domnule ofițer. O să încercăm totul. Da, dar vedeți să nu-l omorâți. E o plăcere pe care o păstrăm pentru noi. Ați înțeles? Da, domnule ofițer. Și trebuie să vă grăbiți, nu? Pentru că vremea trece. Nu mai aveți chiar atât de mult timp. Ei, dar nu găsiți niciun mijloc ca să-l faceți să vorbească? Ce oameni fără imaginație! Trupul omenesc are doar atâtea locuri sensibile. În loc să vorbiți atât, puneți-i de pildă pântecele sub un picior al mesii și urcați-vă toți deasupra. Nu-i așa, ostași? Sau luați un scăunel și... Ia taci din gură, Morales! Imbecilii aceștia au vrut să-l omoare. Bine, ajunge! N-au decât să înceapă din nou. Dar, domnule ofițer, ați spus că avem timp o oră, domnule ofițer! Doamne Iisuse Hristoase! Minunată mai e fetița aceasta. N-am observat. Unde mi-au fost ochii de neiertat? Cum te cheamă? Elena. Elena. Drăguț nume. Elena. Indiană, nu? Mama a fost indiană. Rod al dragostei. De ce ești atât de frumoasă? Mama a fost slujnică la un spaniol care și-a bătut joc de nevinovăția ei. Noroc celui care te-a zămislit și glorie celui care te-a dus pe lume. Câți ani ai, Floricico? 23. Ești fecioară? Da. O comară minunată, Morales! Ce idee genială am avut! Dar unde mi-au fost ochii adineaur? Fără îndoială că eram prea amețit. Elena, Elena, tu ai să fii cruțată, firește. Astăseară o să devii femeia mea. Îți place? Morales, o să fii de ajuns dacă îi împușcăm pe ăștia. Da, domnule ofițer, dumneavoastră a spus o oră. Lăsați-ne ora asta. Vreau să fiu împușcată cu ceilalți. Răutăcioasă, adorabilă răutăcioasă. Îmi place așa. Ai păr frumos și sunt de zeiță, adorabilă Elena. Și tu,
Tu, Montserrat, nu te-ai lăsat înduplecat de rugămintele unei asemenea frumuseți? Ochii aceștia nu ți-au topit inima. Glasul acesta mai dulce decât muzica cerească. Nu ți-a mișcat sufletul? Ce stâncă de granit! Ea e singura care n-a scos nicio vorbă. Ia te uită! Frumoasa mea, Elena, te resemnezi într-adevăr să mori pentru Bolivar ăsta pe care nici nu-l cunoști? Adevărat? Sunt sigură că Bolivar trebuie salvat cu orice preț. Iar cei doi frați ai mei sunt la Puebla, la revoluționari. Îmi place din ce în ce mai mult! Morales! Morales! Da. Astă seară o să cinăm între patru ochi, ea și cu mine. Să dai ordin să mi se pregătească o masă în camera mea. Și nu uita și Malaga! Da. Îți place Malaga, Elena? Sau preferi Jerezul? Vreau să îndur aceeași soartă ca și oamenii aceștia. Ai fi singura fată din țara aceasta care preferă să primească 6 gloanțe în piept decât să... Liniște! Frumoasă! Frumoasă când un ofițer al regelui îi face un indien cinstea să se culce cu ea, ea trebuie să-i mulțumească foarte smerită. Totuși mă bucură că asta îți displace. Morales, da. Când despre ceilalți, începe cu cine vrei. Da, domnule ofițer, poate cu sândupece. Aolarle, tot tu începe cu el, mă plictisești. Haide la zid. Vă jur că nu sunt vinovat, n-am făcut nimic. Mă, tărăule, încuvinte-ți că mor într-un accident sau de o boală fulgerătoare, aceasta o să te ajute. Am 5 copii, domnule ofițer. Dar nu o să-ți închipe acum că dacă ai făcut neveste 5 copii, ai dreptul la nemurire, nu? Dar ce crimă am săvârșit? De ce m-am vinovat? Mă plictisești. De ce? Nu pe mine trebuie să mă îndupleci. Știi bine că viața ta depinde de un singur cuvânt al omului acesta. Atunci, tu nu spui nimic, Montserrat. Morales, ia-l de aici! Nu, nu! Vă implor! Ascultați! Nici un cuvânt mai mult! Nici un cuvânt! Încearcă să mor cu bărbății! Domnul ofițer! Domnul ofițer, fie-ți milă! Lasă-mă să plec! Cel puțin să plec eu! Am doi copilași! Sunt încuiați în casă! Taci! Îndurare! Nu-i drept să sufere copilașii mei! Sunt singur! Îndurare, domnule ofițer! Ei, Montserrat! Nu te mișca accentele acestea de desnădejde, nu? Felicitările mele, ai nervii de oțel! Și să ne mai mirăm că se spune despre noi spanioli că n-avem nicio milă! Haide, Montserrat! Dar și eu mă simt emoționat! Izquierdo! Fii îngăduitor măcar de asta dată. Ia te uită. Morales! A? Ai grijă ca femeia aceasta să fie împușcată cea din urmă. Sărmanul Olar, lasă 5 orfani. Montserrat, tot mai ești convins că oamenii aceștia trebuie să jertfiți ca Bolivar să fie salvat? Ești sigur că nu te înșeli? Ar fi monstruos, nu-i așa, dacă te-ai înșela. Bine. Să continuăm. Montserrat, amintește-ți că sunt tot atât de încăpățânat ca și tine. E rândul tău, negustorule. Haide, mișcă-te. De ce eu? Ți-am spus să te miști. Maceanu, ia vă să miște. Ole, nu, nu-i cu putință. Nu-i cu putință. Nu mai spune prostii. Vă spun că nu-i cu putință, că nu pot să mor așa. Montserrat, Montserrat, ce jalnic arată un om care se teme de moarte. Privește-l pe nenorocitul acesta. Dacă prietenul nostru Olaru n-ar fi fost împușcat, plânsul acesta și chipul acesta i-ar fi inspirat unul din cele mai frumoase ulcioare. Am fost întotdeauna credincios regelui. Puteți întreba vecinii. În orașul acesta mă cunosc o mulțime de oameni. Întrebați-i! Așadar, a te împușcai de două ori nedrept. Mai întâi pentru că n-ai făcut nimic și apoi fiindcă ești credincios față de noi. Asta vrei să spui, nu-i da, așa? Da, asta, domnule ofițer, asta. Auzi, Montserrat, cazul lui e interesant. Montserrat, nu-ți pasă deloc de viața unui negustor așa de cum se cade? Hm? Cu atât mai rău pentru tine, Sala, se-mi pare rău. Ai să comunici ceva mai important înainte de a muri? Gândește-te bine. Domnule ofițer... Dar vorbește mai tare, te ascultăm. Domnule ofițer, eu sunt bogat. De ce? N-aș putea oare să-mi răscumpăr. Să-mi răscumpăr.
cumpăr. Voi ați înțeles? Îmi propune să-și răscumpere viața cu averea lui. Recunoaște și voi că până și sufletul trebuie să fii de negustor ca să poți avea o asemenea idee. Nu-i așa? Așadar, tu negustor, mai vrei să schimbi? Cât mi-ai spus că ai? Două case și 1200 capete de vite? Da, așa-i? Da. Hai, date! Tu-ți bați joc de mine, negustorule! Dar nu, nu, nu! M-am gândit, m-am gândit. Am să-ți propun un alt târg. Da! Un târg mai puțin caragios decât acela pe care ai avut tu îndrăzneala să mi-l propui. Adneauri mi-ai vorbit de nevastă ta. E foarte frumoasă. Și tu, tu o iubești, nu-i așa? Da! Mi-ai spus că o iubești mai mult decât însăși viața ta. Îți amintești? Da. E bine, e bine, îți dăruiesc viața dacă îmi dai pe nevastă ta. Cred că ai înțeles bine. Sau ai să fii împușcat peste câteva minute, sau ești liber, cu condiția ca nevastă ta să se culce cu mine chiar în seara aceasta. Hotărăște chiar tu. Mi-o dai? Da, domnule. Ah, negustor! Mi se pare acum că dacă aș primi târgul acesta, aș fi nițel tras pe sfoară. Dar nu mai departe decât ADN-auri. Ai căutat să mă înșel ademenindu-mă că nevastă ta ar fi o ființă fără preț, un juvaier neprețuit. Dar tu mi-o cedezi în schimbul vieții tale cu o ușurință care mi se pare suspectă. Iată omul! Viața lui prețuiește mai mult decât onoarea lui și mai mult decât dragostea lui. Rămâne ca tu să hotărăști, Montserrat. Nu spui nimic? Târguierile acestea te jignesc. Nu primești. Cu atât mai rău pentru tine, negustorule. Firește, firește, nici eu nu-ți primesc nevasta. Nu trebuie să fie mai puțin frumoasă decât o credeam eu. Domnule ofițer! Dar nu-ți fie teamă, nu-ți fie teamă. O să se găsească destui cavaleri frumoși care o să-și ofere plăcerea de a o consola pe tânăra ta văduvă. Mor liniștit. Ea nu va risca să-și petreacă restul zilelor fără să mai cunoască dragostea. Canalie! Canalie! Un cuvânt al tău, Montserrat, și omul acestei salvat. El coboară scara, cotește colțul zidului. I se leagă ochii, Montserrat. Vrei să-l lași să moară ca pe bietul olar? Montserrat. E dus în fața plutonului de execuție. Soldații se pregătesc! Prea târziu! Iată-l și pe părintele coronil care i-a dat ultima binecuvântare. Să vedem dacă o să fii mai norocoși cu următorul. Ei, Salcedo, e rândul tău. De ce al meu? Poate din pricina ordinii alfabetice. Ce vrei tu să rămâi ultimul? Crezi că Montserrat se va îndoioșa cumva înainte ca toți să fie morți, nu-i așa? Vă implor. Nu mă implora! Păi Montserrat trebuie să-l îndupleci. Și mă bizui chiar pe talentul tău profesional. M-ai emoționat, într-adevăr, la Goiaro când jucai rolul lui Ascasio, în momentul când urcă pe eșafod. Dacă m-ai emoționat jucând un personaj imaginar înaintea unei morți imaginare, cum să nu-l înduioșezi astă seară pe Montserrat când tu cel adevărat trebuie să mori? Nu. Să mori cu adevărat? Nu mă omorți. Nu pot. Te previn că nu așa vei muia inima omului acesta. Și Ascasio plângea cu lacrimi adevărate. Și eram atât de captivat de jocul acesta că nu mai știam dacă cel care plânge erai tu sau Ascasio. Dar nu. Nu era durerea lui, iar lacrimile tot ale lui erau. Ce mare actor ești tu, Salcedo! În seara aceea, sufletul aspru și mândru al lui Ascasio se lășluia cu adevărat în tine. Dar el își plângea ca marazii pierduți, nu pe el însuși. În seara aceea, tu i-ai împrumutat trupul tău, glasul tău, chipul tău și îl trăia. Dar acum el nu-ți poate împrumuta curajul lui și tu stai aici plângând în pohote și treburând de frică. M-auzi? Vreau să-mi repezi tirada la Ascasio la piciorul eșafodului.
atunci când se întoarce spre dușmane lui. Dar spune-o bine, altfel te dau pe mâna călăului Garcia, căruia să facă mare plăcere să-ți arate printre alte lucruri cum se smulg unghiile cu cleștele. Ai înțeles? Nu. Nu pot. Recită ultima tirada lui Ascasio. Fă-ți meseria. Uită de tine, uită-ne pe noi, uită de tot ceea ce nu-i Ascasio înainte de amor. O moarte, iată triumful tău. În această seară mă vei învălui cu aripile tale. În 20 de bătălii am simțit mereu înghierile tale. Ai fost mereu alături de mine, stăruitoare. Ce credincioasă. Dar lasă însă fleacurile acestea, trece mai departe, acolo unde se adresează el dușmanilor săi. Pe voi, oameni din Castilia, nu vă urăsc, căci tot puternicul mă cheamă la dânsul și eu trebuie să pășesc înaintea lui cu sufletul neprihănit. Nu vă urăsc, nu vreau să vă urăsc, pentru că Mântuitorul ne poruncește să iertăm așa cum și el a iertat. Din nemărginita mea dragoste față de Dumnezeu, izvorăște în mine puterea de a nu vă blestema și de a-mi păstra sufletul luminos și senin. Niciodată în viața mea n-am purtat o bătălie mai copleșitoare. A sosit ziua și a sosit și ceasul. Dumnezeu, cel atotputernic, care mă vede și citește în mine... Ajunge! Ce spuneți voi, ostași? Nu-i minunat? Acest om gata să moară își arată credința în Dumnezeu și iartă pe călăii săi. Și ce bine ai jucat, Salcedo! Datorită mie, în fața morții tale adevărate, tu ai putut să ai timp de câteva clipe sufletul bărbătesc și generos al lui Ascasio. Nemernicule, ești un ticălos! Ai o inimă de hienă! Cum mă urăști, Salcedo? Privirea ți-e plină de ură, dar gândește-te la ce spunea, în sfârșit la ce spunea Ascasio. Trebuie să te ridici până la Dumnezeu cu inima neprihănită și iertându-i pe călăii tăi. Nu-i așa, părinte? Îl urăsc pe omul acesta care se joacă cu viața mea! Fiule, nu astfel trebuie să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu. Iisus, când a fost pe munte, a zis ucenicilor săi: rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. De aceea tu trebuie să mori mărturisind că oamenii care te osândesc sunt frații tăi, recunoscându-le acest drept, iubindu-i din tot sufletul. Să-i iubesc, rugându-te până la ultima ta suflare ca Dumnezeu să ierte așa cum îi ierți și tu. Nu, părinte! Iei parte acestui om care ne ucide! Dumnezeu nu îngăduie așa ceva! Și dumneavoastră, nu-l slujiți pe Dumnezeu! Nu! În numele acelui Dumnezeu al dreptății și iubirii, datoria dumneavoastră e să ne apărați! E de datoria dumneavoastră, a dumneavoastră care reprezentați îndurarea divină pe acest pământ! Doi dintre noi au pierit! Doi nevinovați! Dumneavoastră, părinte, vă faceți complicele unei crime fără seamăn împotriva oamenilor și a lui Dumnezeu. Destul! Răspunde-mi, ești creștin? Da, părinte. Și am convingerea că n-am greșit niciodată prea serios față de Dumnezeu, că am respectat totdeauna poruncile lui. Nu-i de ajuns pentru un creștin să-i dăruiască lui Dumnezeu sufletul neprihănit. Un creștin e și un ostaș al lui Dumnezeu. Puterea regelui Salcedo vine de la Dumnezeu, iar acel care se împotrivește stăpânirii, se împotrivește lui Dumnezeu. Bolivar e un răzvrătitor față de majestatea sa, e deci potrivnicul lui Dumnezeu, astfel încât datoria unui creștin e să sacrifice totul pentru ca Bolivar să fie prins. Tu, Salcedo, care ești creștin, nu trebuie doar să te resemnezi, ci să te și bucuri de această soartă. Părinte! Părinte, uitați că monseigneur vă ascultă.
Dacă îl convingeți pe Salcedo că datoria lui de creștin este să se jertfească bucuros, nu văd de ce Moseras ar mai înduioșa pentru el. Din potrivă, aceasta l-ar face să tacă, pentru ca bunul Salcedo să poată astfel muri ca ostașa lui Dumnezeu și să ajungă mai ușor în cer. Dar nenorocitul acesta mă învinovățea de complicitate. Fiecare dintre noi se folosește de Dumnezeu spre a-și susține punctul său de vedere. Mischie... Nu, părinte! Deoarece Dumnezeu nu-și arată puterea, e timpul să mă amestec eu. Munsera, un cuvânt de-al tău și arta dramatică își va păstra pe unul din cei mai buni interpreți ai ei. E un mare artist, un bun creștin, un spaniol cinstit. Singurul spaniol printre creolii și indienii aceștia. Niciodată n-a adus o jignire regelui sau lui Dumnezeu. No, no. Nu-l poți lăsa să moară. Ei, Munsera, ți-ai pierdut graiul? Părinte. Cât sunt de ucigătoare tăcerile tale. Părinte. Părinte, e cu neputință. Interveniți pentru mine. Nu vreau să fiu ucis. Îndura. Destul, Salcedo. Puțină demnitate. Nu-i dacă ești spaniol. E zadarnic să mai cerșești mila. Olarul și negustorul nu știau să se prefacă. Dar tu știi să-ți ascunzi sentimentele și chiar să te prefaci că ai alte sentimente decât acele pe care le simți. La teatru ai interpretat personaje mai nobile decât al tău. Schimbă-ți imediat înfățișarea aceasta de laș. Sau te dau pe mâna călăului care te va chinui două zile încheiate până îți vei da sufletul. Da. Să mergem. Să mergem, ostaș. Vă urmez și eu. Monsera, mai e încă vreme. Privește colo pe caldărâm. Ei, vezi? Olarul și marele Salasina. Cadavrele au fost aruncate acolo. Salasina, care era atât de fericit, căruia nu-i lipsea nimic. Lasă-mă! Lasă-mă! Dă-mi drumul! Acum vine să te pălmuiesc! Iată-vă, părinte, cum a murit revoltat, plângăreț, nepăsător, desnădăjduit? A murit cu multă noblețe, foarte liniștit și parcă înseninat. Minunat, minunat, care mă zic că s-a hotărât să moară în rolul lui Ascasiu. Își temea mult de moarte. Ce talent și ce curaj i-au trebuit ca să moară ca și când ar fi avut curaj. N-aș putea aduce o laudă mai frumoasă unui actor și... Ischierdo, scutește-mă de o cuvântare funebră. Așadar vom continua. Ia să vedem cui vine rândul. Mie îmi vine rândul. Ție? Ție, dar nu frumoasă, ți-am spus. Pe tine o să te fac să mor astă noapte în patul meu. Să mor de dragoste. Morales! La ordinul dumneavoastră. Ia-l pe ăsta. Pe mine? Da. Soldați, haideți să pornim. O clipă. Ce vreți, părinte? Fata aceasta trebuie să împărtășească aceeași soartă ca și tovarășii ei. Cum? Dumneavoastră, părinte, vă opuneți ca să o cruți? Raționamentul pe care l-ai făcut adineaur pentru Salcedo se potrivește și pentru ea. Fata aceasta se află aici cu scopul de a-l seni pe Montserrat să destăinuiască adăpostul lui Bolivar. Aceasta înseamnă că viața ei e pusă în joc pentru cauza majesteții sale, care se contopește cu aceea lui Dumnezeu. Desigur. Cine îți spune că până la urmă Montserrat nu se va lăsa înduplecat tocmai de jertfa acestei fete și se va hotărâ să-l predea pe Bolivar? Da, e adevărat că e destul de frumoasă ca să înduioșeze chiar și o sabie. Nu judecați rău, părinte, aveți gust bun. Nu e nevoie să faci ironii. Tu nu te-ai gândit cât de vinovată era fapta ta? Da, într-adevăr, vinovată. Ei, tinere, n-ai nimic de spus prietenului nostru Monsera? Vrei să te lași împușcat fără să încerci să-l îndupleci? Cum te cheamă? Ricardo. Ești curajos, Ricardo. Îmi place curajul. Aceasta mă îndeamnă să-l pun și mai mult la încercare pe al tău. Da. Dar un scurt interogatoriu în pivnița iscusitului nostru călău. Să nu-ți închipui că e vorba doar de un călău oarecare, priceput numai să-ți spună la frigare degetele picioarelor. E un meșter neîntrecut în arta cuzimii. Și pe deasupra mai e și un om cultivat. Studiază anatomia ca să-și desăvârșească meșteșugul. Dar vorbește odată! Bolivar, o să ne răzbune! Minunată treabă! Când vei putrezi în fundul unei gropi, după ce ai trecut prin experiențele de vivisecție ale amicului nostru Garcia,
Și de altfel ești sigur că Bolivar o să te răzbune? Da! Montserrat ți-a spus-o? Da! Ți-a mărturisit că Bolivar a încercat să plece la Curaçao? N-o să se ducă la Curaçao! Montserrat, spune chiar tu ce cuprinde scrisoarea găsită printre hârtiile lui Bolivar după ce a fugit din Puerto Caballo. Ai citit-o doar și tu. În scrisoarea aceasta, Bolivar cerea să se refugieze pe insulă. Nu! Scrisoarea aceasta nu dovedește nimic. E adevărat că după înfrângere, Bolivar a încercat să fugă la Curaçao ca să nu cadă în mâinile noastre. Dar a fost prevenit la timp că la Puebla se află o regiune pe care spaniolii n-au cucerit-o încă. Cum a aflat aceasta? Deși bolnav, fără muniții, fără nădejdea niciunui ajutor, el a trecut printre rândurile noastre ca să ajungă la cei care l-așteptau, știind prea bine ce risca. Am fost trimis să-l prind. L-am văzut. I-am vorbit. El e cel care are dreptate. Dacă Bolivar nu va fi prins astăseară, chiar la noapte, el va fi printre ai săi. Sunt tot atât de sigur cum sunt sigur că voi muri. Te cred, Monsera. Negiobule, ți-a spus-o chiar el, dacă nu va fi prins. Închipuiesc că vom izbuti să-l arestăm. Ți-ai sacrificat viața degeaba. Eram încă un copil când spaniolii l-au ucis pe tata. Și acesta e un motiv că să te lași azi împușcat prostește? Vezi zadarnic să mai lungim vorba. Tu cel puțin știi pentru ce mori. Știi, nu-i așa? Că și tu primești să mori pentru singura nădejde că Bolivar o să reușească să-și atingă țelul. Da, știu! Copile, copile, ia minte la cele ce spun. Ai fi putut muri înecat, strivit de un acoperiș sau otrăvit cu ciuperci. Și aceasta n-ar fi avut niciun înțeles pentru tine. Dar așa, așa tu știi, aceasta e pentru tine foarte important. Morales, la ordine, ia-l pe eroul acesta. Mă întristez totdeauna când văd un erou. Nu-mi place ca cineva să-și găsească motive să moară. Luați-l! Monsera! Sunt alături de tine! Opriți-vă! Încetați cu crimele astea! Așa ceva nu mai poate continua! Izquierdo, ești pătat de sânge de sus până jos. Izquierdo, o să dai socoteală în fața lui Dumnezeu pentru tot sângele pe care l-ai vărsat. Un cuvânt de-al tău și Ricardo se întoarce. Te-ai îndepărtat de Dumnezeu, Izquierdo. Într-o zi vei avea totuși nevoie de Dumnezeu. Dar între tine și el va fi mare aceasta de sânge, râurile acestea de lacrimi. Ai să mor cu deznădejdea în suflet. Chinurile morții tale vor fi groaznice. Nu aceasta trebuie să spui ca să-l salvezi pe Ricardo. E tânăr, Izquierdo. Nici n-a apucat să trăiască. Te-ai hotărât să stărui pentru cel mai tânăr. Și tocmai el este singurul care s-a împăcat cu soarta, care socotește că moartea lui e folositoare unei cauze mai prețioase decât viața lui. Izquierdo, e aproape un copil. Da, dar copiii de-al ăștia știu de pe acum să mânuiască pușca. În alegerea ta există totuși un punct slab. Ai vrea să-l salvezi pe Bolivar în nădejdea că vei scăpa țara de dominația noastră. Nădejdea, nădejdea, numai aceasta țin minte. Și mai sper ceva, chiar și după zgomotul acesta. Te înduioșează tinerețea. Atunci o să-mi însușesc și eu judecata ta, Monsera. E bine, frumoasa mea, Elena. Nu să-ți vină în cărândul. Întrezăresc posibilitatea ca tu în astă noapte să-ți pierzi fecioria. Și cum eu trebuie să fiu fericitul tău amant, am să fac o ultimă încercare ca să te salvez. Părinte, părinte, consimți ca ea să rămână ultima? Da. Morales, cum s-a purtat? A murit cu bărbăție. N-a vrut să fie legat la ochi. Dar l-am așezat totuși cu fața la zid. În clipa când mă pregăteam să comand foc, el a strigat, trăiască nu știu ce, că nimeni n-a înțeles. Probabil că voia să spună trăiască libertatea sau trăiască revoluția. Să trăiască nu știu ce, mă faci să râd, Morales. Ei, stătea doar cu spatele la noi. Bine, bine. Ești mulțumit, Monsera? Iubitul tău, Ricardo, a murit demn de un partizan al lui Bolivar. Atât de tânăr. În rândul acestei femei. Nu uita că are doi copii. Dacă Maria vor muri și ei de foame, se vor stinge încetul cu încetul într-un mod groaznic. Pregătește-te, femeie, ți-a venit ceasul. Nu, nu! Lăsați-mă să plec! Fie-vă mil! Am doi copilași, sunt înguiați în casă. Dacă ar trebui să mor pentru ei, aș primi cu bucurie, vă jur!
Aș face-o cu bucurie. De ce îmi spui mie toate acestea? Trebuie să înțelegi, domnule Monserrat. Oare viața doi copilași nu merită toate sacrificiile? Sunt singur. Nu-i pot lăsa să moară astfel. Dar e una din cele mai îngrozitoare crime să lași să moară un copil. Gândește-te, sunt atât de mici, nu cer altceva decât să trăiască. Vezi bine, Monserrat. Dar nu vorbesc să mă apăr pe mine, ci pe ei. Nu poți ucide astfel doi copilași. Ascultă-mă, uită-te la mine, privește-mi lacrimile. Să rămână oare inima unui bărbat împietrăită în fața deznădejdei unei mame? A unei mame care își va da sufletul și care știe că îi rămân copiii pradă unui morț îngrozitor. Dar n-ai ținut niciodată un copil în brațe? N-ai fost niciodată mișcat de minunea aceasta pe care o întruchipează un copil? Dacă mi-ai vedea copilaș, te lăsa înduioșat. Au niște fețișoare rumene și s-a atât de zglopit. Mâinile lui Pablito sunt atât de micuțe, adevărate juvaieruri. E vremea să-l alăptezi pe cel mic. Poți face să suferi niște făpturi ale lui Dumnezeu? Spune! Crezi în Dumnezeu? Tu știi că nu-i poți lăsa să moar! N-ai acest drept! Ischerdo! E o casă izolată la 500 de metri de un drum care duce... Taci! Vinoți în fire! Acum nu mai poți fi laș! Ai sacrificat 4 dintre noi, e prea târziu, taci! Cățeaua! Luați-o de aici și terminați repede cu ea! Nu opriți, Iva! Nu opriți! El o să vorbească! O să spună tot ce vreți, domnule ofițer! Tot! Mai așteaptă puțin! Nu e așa, domnule Monserrat, că o să vorbești? Că nu vrei ca Elena să fie ucisă? Că nu vrei ca eu să fiu împușcată? Spune-ne! Spune-ne să aștepte! Te implor! Domnule ofițer! Spune soldaților să mai aștepte! Spune! Monserrat, dacă vorbești o să scurți viața. Spune un cuvânt, ridică mâna și opresc chiar eu execuția, dar repede! Lui Simon Bolivar am să-i curți viața. O să fie doar deportat, o să fiți amândoi deportați în Africa. Mă fac eu chezaș pentru aceasta. O să obțin aceasta din partea excelenței sale. Schierdo! Dar vorbești odată, neghiobule, spune un cuvânt! Îmi vine să strivesc sub călcâi capul acesta, în care cuvintele se afundă în tocmai ca și gloanțele într-un cadavru. Ia ce meriți, neghiobule! Ai meritat să... Blestemaților! Blestemaților! Vă blestem pe toți și Dumnezeu o să vă blesteme! Ucigași de copii! Lașilor! Lașilor! De 100 de ori lași! Potolește-te, fiica mea, dar potolește-te! Dumnezeu care le orânduiește toate! Scăpați-mă de nebuna aceasta! Grăbiți-mă! Monserrat, acum nu o să te mai îndoioșeze. E zadarnic să mai pierdem vremea. S-a sfârșit! Ostași, grăbiți-vă și ieșiți cu toții! Plecați cu toții de aici! Toți! Nu! Nu! Nu vreau! Nu mă ucideți! Nu mă ucideți! Am doi copii! Doi copilași! Pablito! Nu! Nu vreau! Axelo! Și tu, Ramiro! Voi doi stați de pază la ușa aceasta până mă întorc eu. Vezi? Ai într-adevăr atâta încredere în Bolivar? Crezi cu adevărat că e atât de importantă libertatea pentru câteva milioane de indieni pe jumătate sălbăticiți și pentru niște păducioși de negri? Parcă tare le-ar mai păsa de libertatea lor. 100.000 dintre ei nu prețuiesc nici cât un fir de păr de ale Elenei. Dacă n-aș fi fost părintele coronil, aș fi putut să o păstrez pentru mine. Cea mai frumoasă fată pe care am întâlnit-o vreodată. Ce privire, ce tale și ce mândră! Mi-ar fi plăcut să o cuprind de mijloc, să o frâng în brațe, să o supun! Dar tu, dobitocule, nu puteai să... 6 nevinovați uciși. Spune, Monserrat, că ești doar creștin. Ridică-ți capul! Răspunde, ești creștin? Da. Cred că pentru un creștin viața omenească e cu desăvârșire sfântă și că nici într-un caz libertatea mai multor milioane de oameni nu poate fi pusă în cumpănă cu destinul unei singure făpturi a lui Dumnezeu. Dar probabil că, dneauri, ai căzut la voială cu propria ta conștiință. Aceasta nu mă privește decât pe mine. Pentru eliberarea unui popor pe care îl iubești și care suferă, poți jertfi mai mult decât viața ta. Onoarea de ofițer, de pildă! Da, și mai mult decât viața. Și mai mult decât onoare. Viața 6 nevinovați. Și cu viața 6 nevinovați, mântuirea veșnică. Știu, nu te tem de nimic. Nu. Și de aceea
Ești ființa cea mai crudă, cea mai josnică pe care am văzut-o vreodată. Eu ucid oamenii pentru a salva interesele majestății sale catolice, al cărui slujitor sunt. Când ai porunci să se ucidă oameni, tăindu-le picioarele cu fierăstrău sau turnându-le plumb topit în măruntaie, aceasta era tot datoria ta. Desigur, desigur. Chiar și așa slujesc pe majestatea sa, deoarece torturile acestea bagă spaima în ceilalți și îi fac să stea foarte cu mine. Numai un sadic sau un nebun poate să judece astfel. Nu, nu, nu-i deloc adevărat. Dimpotrivă, văd limpede. Executând pe ostatice aceștia, am slujit pe rege. Pentru mine n-a existat niciun proces de conștiință, afară doar în ceea ce o privește pe Elena, dacă vrei. Dar pentru tine e cu totul altceva. Bolivar e urmărit, poate muri chiar la noapte din cauza febrii. Așa că dacă moare sau e prins, toate acestea n-au fost decât o farsă sângeroasă. Știu toate astea, Ischerdo. M-au chinuit mult toate aceste gânduri. Până și Ricardo ți-a strigat-o că trebuie cu orice preț să salvăm această nădejde, pentru că e ultima. Toată țara aceasta e cufundată în groază. O beznă adâncă s-a abătut asupra ei odată cu stăpânirea noastră. Atâta sânge și atâtea lacrimi au curs azi, că numai pentru singura speranță de a vedea ziua de mâine, puteai ca și mine să-ți întărești inima, să-ți înnăbuși sufletul, să-ți calci în picioare conștiința. Aceasta nu era și părerea celor mai mulți dintre ostatecii de adneauri. Ei preferau să trăiască umiliți sub călcâiul nostru decât să moară acoperiți de glorie pentru libertate. Tu te-ai gândit la Ricardo și Elena? Am spus cei mai mulți dintre ostateci. Doi dintre cei șase ostateci au primit să moară. Dacă păstrăm aceste proporții în raport cu populația acestei țări, aceasta înseamnă că din 10 milioane de indivizi, 2 milioane ar accepta moartea aceasta. Nu ți se pare neobișnuit? Nu ți se pare uimitor? 2 milioane? Nu. Te asigur că sunt în stare să nimicesc cele 2 milioane ale tale de băștinași. Numai că pentru a economisi gloanțele ar trebui să mi se procure frânghie. Îți mai atrag atenția asupra cabanelor de lemn lesne de construit, în care pot fi arși până la 150 de condamnați deodată. Canal! Când biserica a voie să stârpească erezia în Spania, au omorât atâția eretici cât i s-a părut necesar. Și tu știi bine că ai izbutit. I-a ucis pe eretici, nu și erezia. Te joci cu cuvintele. Dacă aș fi însărcinat eu cu înăbușirea rebeliunii, aș proceda cu metodă. Primul și unicul articol. Orice locuitor din Venezuela, rebel sau nu, de sex masculin, de la 12 la 50 de ani, va fi spânzurat. După aceea aș aplica decretul acesta cu toată stricteța. Unde găsești tu atâta ură ca să poți fi atât de crud? După cât văd eu, tu uiți deci mica mea pățane de la Sierra Gavaniț, când partizanii lui Bolivar m-au îngropat până în gât și se strâmbau de râs văzându-mi mutra. E bine, sunt nopți când mă revăd cu ochii mei de acum, capul acela pus ca o piatră în mijlocul acelei câmpii întinse și pustii. Când aud râsetele acelor oameni umplând văzduhul încremenit, încearcă să-ți închipui. Vedeam, auzeam, dar pământul mi-a păsat trupul din toate părțile. 4 zile și 4 nopți de-a rândul. Acum când străbat curtea, când mă întâlnesc cu fețele răzvrătiților care vor fi împușcați, tăcerea lor atunci când trec eu trezește în mine aceeași tăcere. Nu mai aud râsetele. Atunci mi se pare că aș putea dormi, că aș putea dormi, că eu dar liniște, dar am să-l chem pe Morales ca să-mi aducă al 6 ostateci. Machado, Ramiro, să vină Morales! Ischerdo! Nu le voi mai acorda decât o jumătate de oră, doar o jumătate de oră. Timpul ne zorește. Nu, doresc nu. Ca când trăiți să mai fii iarăși o mamă. Nu poți face dacă asta. Dacă nici aceștia n-or să te facă să mărturisești, am să pun să-i împuște sub ochii tăi. Nu. Și am să poruncesc să aduc alți 6 și pe urmă încă alți 6. Nu. Până când în sfârșit ai să-ți înțelegi nebunia. N-am să pot. E înarmat? Da. E singur? Mai sunt cu el 3 indieni. Au puști? Da. Ai pomenit de o casă izolată. Da. Sunt pe acolo copaci, tufișuri sau e un loc sterp? Un loc sterp, bine. Se află la 150 de metri de un drum. Care drum? Acel care duce la Tolac, nu-i așa? Care drum? De ce taci? Acum ai spus multe, dar nu de ajuns. Care drum? O să vină Morales. Grăbește-te sau o să fie prea târziu. Oamenii care vor fi aduși aici nu o să mai iasă vii.
ce mă privești așa țin? Izquierdo! Ce-i, Morales? Ce s-a întâmplat? Ai aflat vestea? Bolivar a trecut dincolo de Santa Monica. Ce spui? La prânz, Riero și cavaleriștii lui au descoperit din întâmplare ferma unde puiul ăsta de năpârcă l-a ascuns pe Bolivar. Dar Bolivar o ștersese de ore. Riero a pornit în urmărirea lui și l-a ajuns pe drumul Santa Monica. Și? Toate astea din cauza trădătorului ăsta. Riero a murit. Doi din cavaleriștii lui sunt de asemenea morți. Păi explică-mi! Explică-mi odată! Bolivar! Aveau escortă de 20 de oameni înarmați, niște indieni din Puebla. Tot canalia asta a trimis acolo iscoadă. Riero i-a atacat, dar cu 7 contra 20. Trei dintre ai noștri au căzut. Câine blestemat! Dacă azi dimineață nu... Uite, se întorc ai noștri. Străbat piață. Haide, Montserrat! Bucură-te cât mai e timp, n-ai să mai triumf multă vreme. E mai puțin teamă de ce să mi se întâmple acum, decât să fi îndurat din nou ceea ce am îndurat. Vorbești de ceea ce nu știi. Ai auzit de aceea pe care îi lasă urle toată noaptea, spânzurați de subțiori în cârlige de măcelărie? În zadar încerc să mă faci să deznădăjduiesc. Îi și aud pe partizanii din Puebla, strigând de bucurie la intrarea lui Bolivar. Ei îl aclamă. Văd stindardele și florile la ferestre. Speranța crește. Toți bărbații își flutură armele. Ascultă strigătele lor de bucurie. Toate clopotele sună. Toate femeile strigă de bucurie. Iată, au venit. Și a venit și părintele Coronil. Acum totul s-a sfârșit pentru el. Iată-l! Dar totul pornește de la început. Iată trădătorul care l-a ajutat pe Bolivar să fugă. Am să-ți smulg insignele tale de ofițer. Te ferești uniforma noastră. Am fi putut să-l prindem azi dimineață dacă n-ai fi trădat tu. Ai meritat să te torturăm 3 zile de-a lungă. Canalie! Haide, mișcă-te. Ai să plătești. Nu vrei să te miști? Atunci o să te târâm noi. La mare! La mare! La mare! Izquierdo, despre ce-ți vorbea la sfârșit? S-a căit? Nu. Nu, părinte. Vorbea doar de bucuria celorlalți. Ați ascultat Montserrat de Emanuel Robles. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Izquierdo, Ionescu Gion. Montserrat, Iulian Necșulescu. Olarul, Costache Antoniu. Mama, Eugenia Zaharia. Părintele Coronil, Nicu Dimitriu. Actorul, Alexandru Critico. Negustorul, Cezar Rovințescu. Morales, Gheorghe Mazilu. Zuazola, Dem Hagiac. Antonanzas, Corrado Negreanu. Elena, Catița Ispas Ștefanovici. Ricardo, Alexandru Ciprian. Maciado, Igor Bartu. Crainicul, Ludovic Anta. Regia tehnică, inginer Gabriela Barca. Regia de studio, Traian Zecheru. Regia artistică, Val Moldoveanu.